programul dedicat instalării tinerilor fermieri și legea arendei. Sunt două subiecte de impact în rubrica Firul 4 a jurnalului AgroTV, despicate pentru dumneavoastră de Ștefan Gheorghiță, fermier din județul Brăila. Le luăm gospodărește și vă invităm să urmăriți aceste analize agricole, care sigur vă sunt de folos, pentru că veți avea o altă perspectivă legată de o lege și de o inițiativă care pot influența în bine sau în rău viața celor din industria agricolă. Cum spuneam, să o luăm gospodărește împreună cu invitatul rubricii noastre, Firul 4. Domnule Ștefan Gheorghiță, legat de programul dedicat instalării tinerilor fermieri, MAADR anunță că este o inițiativă care are succes după reacția celor interesați. Practic, acest program, printre alte obiective, urmărește și întinerirea forței de muncă, dar și implicarea persoanelor de până în 40 de ani în managementul fermelor. Acum, la firul ierbii, lucrurile stau cu totul altfel. Ne explică Ștefan Gheorghiță plusurile și minusurile acestei măsuri inițiate de Ministerul Agriculturii. Legat de instalarea tinerilor fermieri, ar trebui să avem în vedere câteva aspecte. Pe de o parte, buna intenție, și care este normală, dorința de a aduce cât mai mulți tineri în mediul rural, care să preia afaceri existente sau să implementeze noi afaceri, dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de posibilitățile reale de a realiza acest lucru. Astfel, trebuie să ne gândim la faptul că tinerii fermieri care preiau afaceri existente, să zicem, în cultura vegetală, unde investițiile sunt mari, ajutorul de 70.000 de euro nu poate însemna mare lucru. Înseamnă, dacă vreți, o primă de instalare, folosind un termen din sport. În cazul afacerilor mai mici, unde vorbim despre, să zicem, crearea unui solar sau achiziția unor animale sau realizarea unei mici ferme de găini ouătoare sau pui de carne care să fie duși până spre abatorizare undeva într-un loc autorizat, lucrurile se pot schimba și acolo poate însemna un plus valoare. Cert este un lucru că modul de realizare al implementării, inclusiv ghidurile aferente și toate măsurile, înseamnă, pe de-o parte, o mare birocrație, deoarece trebuie să nu uităm că din aceste sume trebuie plătiți și consultanții și multe alte drumuri care se fac și timp pierdut, ceea ce diminuează cu mult valoarea acestui ajutor, dar trebuie să ne gândim și la modul practic prin care acești oameni chiar beneficiază. Lucrurile sunt împărțite și, din punctul meu de vedere, reușita acestui program nu este pe cât ne-am fi dorit. Dar asta este situația și, din păcate, se va merge așa până la sfârșitul acestui program național strategic. În câteva luni vom avea o lege a arendei acceptată de toți. După ce a fost respinsă de către Curtea Constituțională a României, legea arendei a parcurs din nou procesul legislativ. Parlamentarii au fost presați de cei din industria agricolă ca să rezolve rapid această problemă foarte veche, care a dus la multe disfuncționalități în activitatea proprietarilor, cât și celor care au luat teren în arendă. Din nou, domnule Gheorghiță, așteptăm să ne spuneți dacă noua lege a arendei vine cu beneficii pentru cei care fac agricultură. Legea arendei este o problemă mai veche în agricultura românească și, din păcate, încă nerezolvată. În primul rând, trebuie să înțelegem că această lege ar trebui să fie unul din stâlpii de bază ai organizării viitoare a agriculturii românești, fără de care, din păcate, nu vom putea spera la o structurare și o dezvoltare a acesteia, astfel încât să putem să ne bucurăm de potențialul agricol pe care îl are această țară. De ce spun acest lucru? Deoarece legea arendei ar trebui să confere, în primul rând, stabilitate și predictibilitate pentru fermele agricole, atât în relație cu băncile sau autoritățile, cât și în relație cu planurile strategice pe care fiecare fermă ar trebui să le aibă și să le pună în aplicare. Sunt, într-adevăr, și aici două tabere, a celor care sunt pentru și a celor care sunt contra. Dacă ne gândim la cei care sunt contra, ne referim în special la o parte dintre proprietarii care au interese în domeniul exploatării terenurilor agricole, adică dețin terenul pe care le dau în arendă, dar vorbim și de fel de fel de ONG-uri mai mult sau mai puțin transparente care încearcă să susțină o poziție care nu întotdeauna este foarte morală. Dar lăsând la o parte acest aspect, haideți să ne gândim un piculeț practic. Toată lumea consideră că această lege a arendei
ar aduce beneficii. Mă refer la cei care sunt pro. Dar ceilalți susțin că le-ar aduce de servicii, deoarece le-ar îngrădi dreptul de proprietate. Ce este de fapt dreptul de proprietate în astfel de cazuri? Să ne imaginăm o situație pe care o trăim foarte mulți dintre noi, că deținem un teren. Un teren pe care dorim să construim ceva. Să nu credem că pe acel teren noi construim ce vrem, cum vrem și când vrem, ci construim în raport cu autorizația de construcție pe care o solicităm și unde ni se indică care este suprafața pe care o poate ocupa construcția versus suprafața de teren pe care o deținem, numărul de etaje, elemente constructive sau elemente de design care trebuie să fie respectate. Astfel încât acea construcție să respecte un pus, plan urbanistic zonal. Deci, chiar dacă avem drept de proprietate, trebuie să respectăm legea și condițiile stabilite de aceasta. Același lucru s-ar pune în oglindă și prin legea arendei. Este drept, deci avem proprietarii de teren, dar aceștia ar trebui să respecte niște condiții pe care să le consemneze într-un contract de arendă cu cel care ar exploata aceste terenuri. Chiar putem să spunem că este rigid acest contract? Nu. Poate fi flexibil. Deoarece se pune problema doar a unei durate minime. În cazul de față se discută de 7 ani. Dar restul condițiilor pot fi negociate de la început. De exemplu, valoarea contractului nu trebuie să fie fixă. Ea poate să prevadă diverse elemente de creștere. Ori se ia prețul bursei, ori se ia o indexare a valorii arendei cu indicele de inflație, ori se ia o creștere a arendei egală pe toți ani. Sau multe alte formule care se pot gândi. Se pot prevede și alte elemente care sunt de interes atât pentru proprietar cât și pentru arendaș. Deci dacă se dorește, se poate găsi o formulă care să îi împace pe toți. În al doilea rând, de ce este important pentru agricultură acest concept de arendă și de legea arendei? Deoarece trebuie să conferim stabilitate. Un fermier care ia un teren în arendă are nevoie de timp pentru a-și amortiza investițiile. Când vorbim despre investițiile în irigații, când vorbim despre investițiile în utilaje agricole, el nu poate să recupereze valoarea acestora într-un an, ci durata este mult mai lungă. Ori, pentru asta, trebuie să aibă pământul pe care să-l exploateze. Dacă el pierde acest pământ după un an, el are o mare pierdere financiară pe care nu o poate justifica nici în fața băncii, nici în fața fieși însăși. Trebuie să ne mai gândim la un aspect. Fermele noastre trebuie să fie solvabile, trebuie să fie bancabile. Dar ca să fie bancabile, primul lucru pe care te întreabă banca este pe ce durată de timp mai e contractul de arendă. Dacă explică pe un an, el se gândește atunci cum pot eu să-ți dau ție un credit pe 3 ani, pe 5 ani, când tu peste un an nu mai ai sursa de venit. Deci e clar că nu se poate și atunci valoarea acelei ferme tinde spre zero. Deoarece nu este solvabilă, nu este bancabilă. Noi trebuie să înțelegem că o agricultură puternică se poate face doar prin intermediul unor ferme bine structurate, solvabile, bancabile, care se poată rezista puseurilor din piață, așa cum le trăim și acum. Vezi cazul războiului din Ucraina, vezi scăderea prețurilor accentuate pe burse și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. Legea arendei este baza pe care se poate construi o agricultură de viitor. În rest, ne place sau nu ne place, sunt doar păreri și impresii. Să înțelegem un lucru. Franța este cea mai avansată în acest domeniu, dar în același timp Belgia și Germania vin și realizează aceste lucruri. Deci nu putem să gândim arendă fără termen. Termenul trebuie să fie de minim 7 ani și chiar mai mult. Dar rămâne de văzut să vedem ce va decide Parlamentul în final. Domnule Ștefan Gheorghiță, vă mulțumesc pentru intervenția în jurnalul AgroTV. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. În sfârșit, MEADR dă drumul la plățile ANT pentru anul de cerere 2023. Ministerul Agriculturii a anunțat joi că a demarat procesul de autorizare pentru plățile dedicate ajutorului național tranzitoriu pentru cei care au depus documentele în anul agricol 2023. În acest moment sunt luate în considerare doar cererile pentru sectorul vegetal, după ce APIA a stabilit cuantumurile de sprijin.
S-a reușit deblocarea plăților aferente ANT-urilor din sectorul vegetal, iar în perioada imediat următoare vor intra la plată și cele pentru sectorul zootehnic, până în prezent fiind luate în calcul 180.000 de dosare. De asemenea, va începe autorizarea la plată și a dosarelor eligibile pentru ecoschema de înverzire, PD04. Astfel, până în acest moment au fost autorizați la plată aproape 165.000 de fermieri, cu suma totală de 31 de milioane de lei, se arată într-un comunicat al MADR. La rândul său, proaspătul director general al APIA, Cornel Turcescu, a precizat că procesul de autorizare continuă în ritm susținut, până la finalizarea tuturor dosarelor eligibile pentru acordarea ajutorului național tranzitoriu în sectorul vegetal. Valoarea plafonului pentru plățile ANT este de peste 88.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Într-un articol în site-ul nostru agrotv.ro găsiți în detaliu toate informațiile cu privire la cuantumurile stabilite pentru plățile ANT și plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2023. Mai puține albine înseamnă o polenizare insuficientă. Nu mai poți să trăiești doar din apicultură, sunt de părere mulți dintre apicultorii din județul Argeș. Este unul dintre principalele motive din cauza căruia se micșorează de la an la an numărul celor implicați în această activitate. În acest context, se produc prejudicii majore multor ramuri agricole atâta vreme cât este unanim recunoscut importanța albinelor în polenizarea culturilor și a pomilor fructiferi. Stupii ar trebui oarecum, să zic așa, mai mult ajutați decât să-i ai ca o productivitate. Adică ei trebuie ținut mai mult pentru biodiversitate, sunt cei mai mari producători de polenizatori, albinele sunt principalii polenizatori la ora actuală. Putem spune și, sunt mai multe aspecte, adică pozitive, dar din punct de vedere financiar, ar trebui oarecum statul să intervină cumva să ajute apicultura ca idee, ca pe familia de albine, ca subvenție, ca ar trebui găsite niște mijloace, adică apicultura la ora actuală nu mai este ceva din care să poți să trăiești. Datorită faptului că albinele contribuie foarte mult la biodiversitate, ajută foarte mult la polenizare, adică ar trebui din banii aceia verzi, ca să zic așa, de la mediu, cumva o mică parte cât de cât ajutat pentru întreținerea, pentru păstrarea în viața familiilor de albine, pentru că sunt foarte mulți apicultori la ora actuală, care colegi de-ai mei, din țară vorbesc, care s-au lăsat de apicultură pentru că nu mai este o sursă de venit. În condițiile care prețul mierii a scăzut foarte mult, desfacerea se face foarte greu, lumea, bineînțeles, fiecare se orientează și a trecut, poate și datorită, să zic, culturii, poate și datorită educației, nu consumă miere foarte mult, adică nu consideră un produs, cu toate că este un produs bio și un produs foarte sănătos și toate produsele stupului, și atunci nu mai poți practic să trăiești din apicultură. De-aia v-am spus că pentru mine este un mai mult decât o pasiune, a devenit patimă și nu o fac din punct de vedere material, să zic așa, ca să câștig ceva din ea. Dar a fost o plăcere de mic copil. Da, acum o să spună cei care vă privesc, păi da, domnule, dar se dă ajutorul de minimis pentru apicultori. Da, poate și după cum îi spune numele de minimis, este o sumă foarte mică, este bine, este benefic, este binevenită, dar este puțin, pentru că un stup de albine normal, pe toată perioada unui an, să zic așa, consumă în jur de 100 kg de hrană glucidică. Deci, într-o zonă la noi meliferă care nu are aport decât salcâmul și foarte puțin celelalte plante încadrate la polifloră, ca miere, așa ca producție, ai nevoie în primăvară să ajuți oarecum familia, în toamnă familiile care sunt mai slabe și nu și-au acumulat cantitate de hrană, trebuiesc ajutate ca să le asigurăm cantitatea necesară pe tot parcursul toamnei și al iernii și al primăverii ulterioare. Adică e o sumă benefică, dar este mică, părerea mea. Magazinul Regal Fermierul oferă o gamă largă de produse destinate fermierilor.
În plus, asigură și consultanță cu specialiști de top. Compania aduce în atenția clienților noi produse de calitate și accesibile ca preț. Nematocidul Biosolare, regulatorul de pH Tensotec și fungicidul Coperlen sunt produse vedetă create de producătorul spaniol Fertilis și distribuite în exclusivitate în România de Regal Fermierul. De remarcat că în portofoliul magazinului găsiți echipamente și componente pentru a vă construi propria seră de legume, produse ideale pentru îngrijirea plantelor, dezvoltarea și întreținerea recoltelor. În plus, vă este pusă la dispoziție o gamă foarte mare și diversificată de produse pentru protecția plantelor. Există soluție la orice problemă în orice colț al țării. Este motoul celor de la magazinul Regal Fermierul. Firme românești, așa cum spuneam, firme care produc în România și firme care aduc produse pentru cei care lucrează în zona de legumicultură. Regal Fermierul, suntem la una dintre ele. Pare bine, domn Bogdan. Andrei, ne știm de ceva vreme, este o firmă tânără, o firmă și cu angajați tineri, așa cum sunteți. Sigur și că voi. Da. Vă adresați către zona de horticultură și aveți clienți mulți din toate bazinele legumicole din România. În acest moment, noi am dezvoltat zona de B2B și, într-adevăr, ceea ce a spus și mai devreme, ne adresăm către toți agricultorii din România. Avem experți pe teren care merg, discută cu clienții și încet începem să le rezolvăm problemele cu dăunătorii, cu virozele speciale. Sunt multe probleme pentru Sunt foarte multe probleme, sigur că da. Aici, la Indagra, am văzut niște produse interesante. Oamenii caută tehnologii noi, caută lucruri noi și caută să-și rezolve probleme pe care le au la ei acolo în fermă. Tensotec, Coperlen și Biosolare. Spune câteva lucruri despre ele, că tu ești specialist. Primul produs despre care vreau să vă vorbesc este acest Tensotec, un regulator de pH. Acest produs reglează pH-ul până la 5%, iar dacă... Pentru să fie neutru. Exact, pentru a bloca fierul din apă și celelalte substanții, fungicide, insecticide, să-și facă efectul 100%. Maxim. Exact, maxim. Pentru asta avem acest regulator de pH, care este și un adjuvant, în primul rând. Dar ceea ce este cel mai important la acest Tensotec este faptul că el nu coboară sub 5%, chiar dacă adăugăm o doză în plus, chiar dacă greșim dozajul pentru apă. Deci la 5%, da, într-adevăr, nu coboară sub 5%. Acesta este cel mai important aspect pentru Tensotec. Îl iau și pentru fermele mici și pentru fermele mari, pentru orice suprafață? Sigur că da, noi îl avem ambalat la 100 de mililitri, la 200 de mililitri, la 500, la 1 litru, la 5, la 10, până la bazine de o tonă. Bun. Pentru agricultura mare. Coperlenu, am auzit de el, să știi. Chiar am auzit de el și acum aș vrea și de la tine să-mi spui, Coperlenu, când se aplică, de ce este bun și ce face el. Ce pot să vă spun despre Coperlene? Coperlene este un fungicid sistemic, atacă virozile de TSVV și CMV. O problemă foarte gravă în România. Ziua de astăzi și mai ales. Da, sigur că da. Și sunt foarte multe produse. Ceea ce face acest produs este faptul că pe lângă virozile pe care le atacă, are un preț foarte accesibil pentru toți fermierii. El poate să fie folosit de fermierii mici, de fermierii mari. Dăm posibilitatea oricărui fermier să se bucure de performanțele Coperlene. Biosolare, are un nume așa mai solare, mai exotic. E... Într-adevăr, de ce? Da. Unde este produs? În Spania, de fabrica Fertilis. Sunt renumiți. Da, sunt renumiți. Ei vând foarte mult... Fertilisul, a auzit toată lumea de ei. Sigur că da. Biosolare este un nematocid care atacă nematozii. Nematocid, substanța, atacă nematozii. El se folosește în principal, acum este momentul lui de a fi folosit, după scoaterea culturii. Este un dezinfectant de sol. El se aplică cu 3 luni de zile, înainte de următoarea transplantarea plantelor, care o se întâmplă în februarie-martie. Undeva prin decembrie este ok să fie aplicat prin fertirigare. El practic nu atacă direct nematozul, îl elimină prin mirosul pe care substanța îl elimină. Dar în același timp, să nu uităm și ultimul aspect, Biosolare îmbunătățește și proprietățile din sol. Toate produsele pe care noi le vindem din gama Fertilis au fost testate înainte să le expunem clientului. Noi avem o gamă foarte largă de produse, avem sisteme de irigare, avem folii de solar, avem îngrășăminte, cele bio de care am povestit un pic mai devreme. Avem peste 3-4 mii de produse în momentul de față în stoc. Să țineți fermierii aproape, ei să fie mulțumiți de voi și voi să fiți mulțumiți de ei. Vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag, Andrei. Zi bună! Bruxelles, măsuri concrete pentru legumicultorii afectați de situația geopolitică. Aproape 38 de milioane de euro au fost acceptate de Comisia Europeană într-o schemă de ajutor pentru a sprijini producătorii români de tomate și de usturoi, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema de ajutor a fost aprobată în cadrul cadrului temporar de tranziție și de criză pentru a sprijini măsurile în anumite sectoare agricole. Susținerea va fi acordată sub formă de granturi directe.
Măsura va fi deschisă producătorilor de tomate din spații protejate și a producătorilor de usturoi care riscă să piardă lichidități financiare din cauza dificultăților de pe piața agricolă provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Sprijinul nu va depăși 280.000 de euro per beneficiar și va fi acordat până la 30 iunie 2024. Comisia a aprobat schema de ajutor în conformitate cu normele Uniunii Europene, apreciind că măsura este una necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru în condițiile unui cadru temporar de criză și de tranziție. Utilaje electrice pentru ferme. Fermele din România pot accesa acum utilaje complet electrice pentru operațiuni de manipulare marfă și în sectorul zootehnic. Titan Mașinării România a inclus în portofoliul său o gamă nouă de încărcătoare electrice de la producătorul german Wacker Neuson. Aceste utilaje oferă o mai mare flexibilitate în aplicare, protecția mediului, dar și economii semnificative în costurile de operare. Mai mult decât atât, beneficiază de dimensiuni compacte, direcție pe toate roțile, centru de greutate scăzut și stabilitate excelentă. Producătorul german de utilaje pentru construcții și agricultură, unul dintre cei mai importanți producători de astfel de utilaje la nivel european, cu o tradiție de aproape două secole în dezvoltarea mașinilor industriale, Wacker Neuson vă oferă prin Titan Mașinării România un portofoliu variat de utilaje premium. Lansat de curând, noul încărcător telescopic TH412E este ideal pentru lucrările în care se solicită emisii reduse de eșapament sau de zgomot. El vine la pachet cu o mai mare flexibilitate în aplicare, protecția mediului și economii semnificative în costurile de operare. Mai mult decât atât, beneficiază de dimensiuni compacte, direcție pe toate roțile, centru de greutate scăzut și stabilitate excelentă. În plus, fermierii din România au acum posibilitatea de a achiziționa prin Titan Mașinării încă două modele de încărcătoare compacte electrice de la Wacker Neuson, VL28E și VL20E. Acestea se operează și funcționează extrem de simplu, protejând operatorul, dar și mediul înconjurător. În ultimii trei ani, portofoliul de utilaje electrice al Titan Mașinării România s-a dezvoltat constant, compania fiind în prezent unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente electrice din țară. Parteneriatele cu producători mondiali de top sunt cuprinse în strategia de dezvoltare a agriculturii din România, completând portofoliul de utilaje cu combustie internă cu utilaje electrice, care vor ocupa complet viitorul industrial, un viitor care se dorește a fi sustenabil, ecologic și autonom. Pentru mai multe informații, accesați pagina de contact titanmașinării.ro. Acesta a fost jurnalul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte cerul va fi variabil, cu norări în regiunile intracarpatice, dar numai în nordul teritoriului. Pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, ploi în zonele joase și mixte în cele montane. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 8 grade. Izolat se va semna la ceață. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi în toate regiunile, astfel că va deveni deosebit de caldă pentru această dată calendaristică. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 19 grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în vest și nord-vest, însă probabilitatea de ploaie va fi scăzută. Vântul va sufla slab și moderat. În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă se va încadra în limite satisfăcătoare în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Deficite de umiditate în sol se vor înregistra local în nordul Munteniei, sudul, sud-vestul și izolat nord-estul Moldovei, sudul Transilvaniei. În general, temperaturii medii diurne din aer vor favoriza desfășurarea lentă a proceselor de creștere și dezvoltare la culturile de toamnă, în majoritatea regiunilor agricole. Totodată, în zonele de presionare din estul Transilvaniei și nordul Moldovei, izolat se va continua repausul biologic. Cerealierele de toamnă, orz și grâu, semănate în epoca optimă, vor înregistra formarea frunzei a treia și înfrățirea. Iar culturile întârziate fenologic se vor afla la răsărire și apariția frunzei a treia.
Sub aspect fenologic, rapița va parcurge creșterea rozetei de frunze pe toate suprabețele cultivate. În general, uniformitatea și vigurozitatea plantelor se va menține bună și medie, respectiv medie și slabă în semănăturile efectuate tardiv. Speciile pomicole și viticole își vor continua repausul biologic în cea mai mare parte a plantațiilor. Local, pe terenurile cu expunere sudică, va fi posibilă declanșarea fazei de umflare a mugurilor de rod, în special la soiurile timpurii de sâmburoase. Verificarea sistemică a viabilității plantelor la culturile de toamnă și a mugurilor de rod la pomii fructiferi și vița de vie, efectuarea lucrărilor de întreținere în vii și livezi, aplicarea de îngrășăminte organice, tratamente fitosanitare, tăieri de rodire și regenerare, administrarea îngrășămintelor minerale pe bază de azot și potasiu la culturile de toamnă semănate în perioada optimă, efectuarea arăturilor pe suprafețele agricole unde umiditatea solului permite efectuarea unor lucrări de calitate. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.